Categoric, ce intră în atribuția noastră este să stabilim volumul de muncă, complexitatea cauzelor și eu insist că trebuie să facem și o normare a muncii în care să spunem câte dosare ar trebui să soluționeze judecătorul în 8 ore. Pentru că cea mai mare problemă a sistemului judiciar din România este că noi soluționăm oricâte dosare intră. Deci, indiferent de numărul de judecători în concret, la un moment dat, la o instanță, câte dosare intră, atâtea soluționăm și se vede din bilanțul curții de apel Cluj, de exemplu, pentru că suntem la curtea de apel Cluj, că indiferent de numărul de judecători și de dosare intrate, s-a soluționat din ce în ce mai mult, pentru că am observat că intră tot mai multe dosare și toată lumea s-a străduit să soluționeze și mai multe. Deci, noi trebuie să normăm munca în așa fel încât să se înțeleagă cât poate să lucreze un judecător în 8 ore. Nu este firesc, se spune munca, programul de lucru al judecătorului este flexibil. Este flexibil că oricum lucrează mai mult de 8 ore, mai mult de 5 zile pe săptămână. Și atunci, dar nu este suficient să normăm volumul de muncă, trebuie să facem ceva să prevenim creșterea volumului de muncă și într-o astfel de direcție de acțiune, cred că și Consiliul are un rol foarte important. Pentru că, apropo de aceste tipuri de cauze, eu cred că administrația ar trebui să-și regleze, să-și ajusteze conduita raportat la o practică judiciară unitară. Pentru că aici vorbim de o practică judiciară unitară, avem decizia ale Curții de Justiție ale Uniunii Europene și nu doar că administrația ani de zile nu a restituit această taxă voluntar, ci a exercitat și căi de atac împotriva hotărârilor pronunțate de instanță, ceea ce a determinat un cost semnificativ din partea statului, nu numai pe procesul în sine, care înseamnă să plătești judecător, grefier, citații și așa mai departe, ci și pe cheltuieli de judecată și dobânzi pe care trebuia să le plătească statul pentru că nu a restituit în avans. Deci, categoric, aici putem să avem o comunicare. Nu avem o inițiativă legislativă, însă avem un membru al Guvernului, membru de drept în Consiliul Guvernului, având inițiativă legislativă. Și totul se datorează faptului că, așa cum este reglementată organizarea curții de conturi, toată lumea se teme, deci funcționarii publici se tem să respecte automat chiar o practică unitară. Deci aici vorbim de o practică unitară, dar cred că este o soluție legislativă simplă și vom lucra la ea categoric.